Acum give me five. Yes! Păi și mă lași numai în brațe? În brațe! Yes! Încă o dată give me five. Și așa. Succes! Și tu. Stai că pare cam burtă. Yes! Prințesa? Una! Când dăm cu pâcși? Stai, unde e ăla? Uite la acolo, lângă ardei. Iată. Două, trei, amândoi în același da, timp, da? Da, facem. Hai. Trei, doi, unu. Bun. Yes! Bun. Noi suntem parte din aceeași familie. Noi suntem, de fapt, frați spirituali. În seara asta am venit cu prințesa Mariana Calfa, unul dintre cei mai scumpi artiști plastici din Europa. Mi-am dorit să fiu pictorița din castel și iată că de 20 ceva de ani locuiesc în el. Sunt o persoană foarte invidiată. Nu așa. Uite, Alexandru! Da. Directorul din școală, când ne-a întrebat ce vrem să devenim când suntem mari, eu am spus pictoriță și el a spus că îți mai trebuiesc foarte multe calități. Și se pare că le-am depășit. Oh, prințesa e minunată. E foarte frumoasă. E foarte deșteaptă. Pe lângă pictură fac tot felul de lucruri. Eu urmează să am și expoziții de sculptură în lemn, în piatră. Eu am fost și balerină, deschid o casă de modă. Am făcut creație vestimentară, artă culinară și facultatea de limbi străine germană-engleză. Am făcut și psihologia. Și lucrează cu energie, adică are energie. Dacă ți-e rău, dacă te doare ceva și pune mâna pe tine, te faci bine câteva secunde. E frumoasă și de vreme acasă, adică sunt niște aturi peste care n-ai cum să treci. Și am venit astăzi la Șef la Cuțite să demonstrăm că putem și asta, că noi putem orice. Prezint, realizez, moderez o emisiune TV de divertisment. Eu sunt regele divertismentului în România, în lume, și am fani în Argentina, Peru, Brazilia, Mexic, Cuba, Thailanda, Spania, Italia, Germania, Portugalia, Uruguay, Paraguay, Franța, Chile, Lima și Republica Moldova. O să spun, am 20 plus sau 30 minus. Atât, asta e vârsta mea. Evident că nu o să spun lucrul ăsta. Că îmi dăunează imagini, că o să spun lumea că am îmbătrânit și nu e ok. Stai că vine să râd. Stai că mi-a venit să râd și nu e bine că am început să mă încrețesc la față. Trebuie să mă gândesc la ceva trist. Viața mea e foarte grea. Da, tot. Până și poziția în care dorm e bine gândită dinainte. Tot e gândit pentru a trăi cât mai mult, da. Adică chestia s-a întâmplat deja de-acu 2 ani. A fost prima oară când am realizat că nu mai sunt cine am fost. Da. Până la 27 de ani am strălucit, de atunci am început să îmbătrânesc și se vede chestia asta. Am 47 de anișori de primăveri. Nu par. Cum să par? N-am cum. Sunt frumoasă, nu? E așa că sunt frumoasă? Da, îi spun prințesa și pentru că face parte din dinastia Calfa a Moldovei noi. Are parfumul acela al anilor de altă dată. Și mă întreb dacă nu cumva ea există de mult timp, știi? Pare eternă, adică nu pare de acum, din zilele noastre, pare din totdeauna. E bine, așa sunt fenomenele. Dacă nu mă încadrez în alea 60 de minute, păi adică pierd dinainte de a câștiga? Încă o chestie care e nașpa la mine. Eu sunt hiperactiv. Da. Numărul mitocondriilor mele din celule este mai mare decât al oamenilor normali. Am nevoie să mă relaxez, da? Ceva, făcând ceva plăcut sau văzându-i pe alții care mă amuză. Da, și mi-am luat oameni special care să facă în jurul meu ce vreau eu ca să... E frică puțin de mustăcioarele lor. Mi-e un pic cam frică, da? Ce să fac? Orezul îmi place foarte mult. Nu știu de ce îmi place, că pe unii îngrașă orezul, poate și pe mine, habar n-am. Dar îmi place foarte tare combinația asta, creveți-orez, adică nu știu, e așa o chestie. Cum se face? Bună întrebare, se face bine de tot. Astăzi voi găti ciulama cu cipercuțe și cu piept de pui. Mamă, mie îmi place pieptul de pui. Rețeta asta? Păi vă dați seama că în 17 ani de bucătăreală, cred că am gătit-o undeva de 40 de ori. Stai puțin că eu am lucrat de la 6 ani. Adică eu mi-am câștigat primii bani la 6 ani. C-
când vindeam nuci. La 10 ani m-a pus mămica mea să fac sarmale cu mămăligă. Și chiar am făcut. Bam. Da, miroase bine de tot. Când o să vină îngerul alb, o să-i gătesc bine de tot. Uf. Uf, am început să transpir. Nu pot să desfac. Alexandru, mă ajuți? Nu pot să desfac, mămică. Te rog frumos, ai grijă. Uite că nu pot să desfac, pot? Să dă un cuțit. Ia, stai cu cuțitul. Eu l-am deschis. L-am deschis. Dar cum l-ai deschis așa repede? Ai, mi se arde mâna. Ce dracu, mă? Îmi arde mâna, bă, bani, și ce e asta? Ce-a fost asta? Mi-aș dori, dacă trec mai departe, să fiu în echipa lui Scărlătescu. Pentru că e burlac? A, nu știam. E bine, nu? Ce bunătate aici, mămică. Zău. Adică chiar pupilele gustative au luat o razna. A ta arată mai bine. Da, delicios. Știi? Vai, dacă e mămăligă de Alexandru. Știu că e bună. E bună. Sincer, nu am emoții, pentru că așa cum eu sunt om și ei sunt toți oameni, și eu știu treaba asta. Puțin știu, dar eu știu. Hello! Știu că toate cuțitele sunt la voi, șefilor. Hai, mă, ce avem noi aici? Mâncărică, ghiveci, tocană. Hai, mă! Hai! Da! Yeah. Arată într-un fel, nu? Ai băi, și tocană, și tochitură, și chiftele. Uite, poți să spui că e orice aici. Da, ce e? Ce vrei tu? N-auzi? Nu, chiar e ceva bun. Eu am descoperit 3 creveți până acum. Am 5 creveți. Doamne, ferește! Dar de ce? Cred că vrea la tine în echipă. Și eu am 5. Hai să vedem. Nu aici. Cred, serios? Uite. Unde ați găsit, mă, voi atâția creveți? Uite, mă, 6 am găsit. Băi, dar ce bogăție la tine acolo. Mai e un fel de orez? Da, e orez. Băi, e un fel de paelia, cred. E ceva semi-marocan, așa pare. Thailanda. Pare o rețetă din deșert. În deșert mănâncă creveți? Da, pentru că crevetele, dacă tu nu știai... E făcut cum trebuie. Crește sub pământ. Nu, dragul. Este din nisip. Deșertul înainte a fost un fel de mare și acolo au rămas niște creveți care s-au adaptat la viața de pe uscat. Foamă, grea a fost asta. Pupilele gustative o să vă spună mult. Deci dacă gastronomia ar fi artă, ceea ce nu e, cum cam ai așa ar arăta asta? O farfurie abstract, un tablou abstract. E făcut cu dragoste față de oameni și față de univers. Deci tot tabloul ăsta este un tablou marocan. Tablou marocan, abstract. Crevetele nedefinit. Crevetele în imponderabilitate, cu intenții nutritive. Pentru că salvia și sanul negru împreună au un efect alucinogen. Exact. Acum să vedem cine l-a făcut. Tot un marocan, un pictor abstract. Cu intenții nutritive. Doamne ferește! Mamă, Dumnezeule mare! Nici nu știu cum să mă comport. Bună seara! Bună seara! Ce mai faceți? Bine, mi-era dor de voi. Ne-am ați mai văzut? Fost la noi? V-am mai văzut la televizor, doar atât. Că vă urmăresc atunci când am timp. Pe care mai mult? Pe toți vă urmăresc. Pentru cei care nu știu, Mariana Calfa. Mariana Calfa. Se scrie cu că normal. A, de la Calfe și Zidar, nou exact, meșter mare. Exact, deci de acolo vine trage numele. Bă. Da, exact. Da, nu am mult timp. De ce faci? Eu mă ocup cu pictura și asta îmi ocupă foarte mult timp, pentru că trebuie să mă și inspir, să mă pe duc, bune, să mă plin. Pe bune, pictorița? De la 4 ani. Bune? Pictat și abstract sau...? Pictez doar abstract. Ați văzut că am descoperit tablou? Mie mi s-a părut un fel de pictură abstractă. Fac și portrete, dar nu pun accent pe asta, pentru că portretele, în general, sunt
lucrări banale și nu. Mie îmi place să fac opere de artă. Ce reprezintă tablourile? Sunt informații din alte dimensiune. Ce? Sunt informații din alte dimensiuni pe deci... care le pun pe pânză. Stați un pic, că eu sunt foarte interesat de zona asta a lumii, serios, cu alte dimensiuni. Povestiți-mi, ce informații din alte dimensiuni primiți dumneavoastră? Aduc din alte dimensiuni informații pe pământ. Aceste mesaje le primesc de la Dumnezeu. Este vorba doar despre apocalipsă, despre vremurile pe care le trăim astăzi, în secolul 21. Odată chiar a venit un demon, eram Opa. Foarte supărată într-o seară și am vrut să pictez ceva neapărat și am pictat un demon. Doamne, și cum faceți asta? Da, exact, cum facem? Le pune pe pânză. Vă concentrați, vă... Da. Eu sunt foarte curios, mă interesează cum a început pasiunea asta. Cum a venit așa dintr-o dată, la 4 ani să pictați? Nu, la 4 ani am început să mă zgălesc toți pereții mamei din casă, casă cu 10 camere și le-am zgălit pe toate. Cu carioci și cu într-o casă cu 10 camere? 10 da. Camere? Și acum câte camere aveți, îmi cer scuze? 30. 30 de camere? Da. De apartamente și garsoniere. Deci nu cred. A, da. Stați într-un hotel? Nu. În castelul meu. Castel, adică da, castel, e pe da. Bune castel, cu ape din alea, cu mai da, multe da, așa. Da, castel, chiar castel, da. E castel pe bune așa? Da. Există real? Da, este adevărat. Deci acest castel înseamnă că am vreo 30 de camere, băi, cam vreo 15, dacă nu mai multe, dar eu zic 15 că, sincer, n-am timp să mă plimb prin ele toată ziua, bună ziua. Ce să zic, are un turn foarte frumos, rotund. Chiar acum, în momentul de față, eu locuiesc într-un apartament rotund, în turn, pentru că ăsta a fost visul meu din copilărie. Știi, mă simt prințesa pictoriță din castel. Când artistul nu va mai fi pe pământ, da, Mariana Calfa, cu siguranță acest castel se va transforma într-un muzeu. Corect. Dacă vrei să fii prințesă, trebuie să ai castelul tău. Dar de unde aveți averea? Acum iertați-mă că vă întreb. Din tablourile pe care le-am vândut în Germania, Franța, Italia, am strâns ban pe ban și am construit un castel. Dacă vinde un tablou cu 50.000 de euro, nu știu. Really? Da. Afară 50, 60, 30, depinde. Serios? Da. Mariana Calfa a vândut, vinde și va vinde picturi până va muri. Nu știu când voi muri, dar până atunci Mariana Calfa aduce bani în castel. Bogată! Mai fac și cadouri, adică nu e o problemă. Și nu ne-ai adus și nouă da. Tablou? Data viitoare, dacă am de gând să vin de mai multe ori. Ah, ok. Mariana, ești singură? Da. Pentru că sunt foarte pretențioasă. Adică îmi doresc un băiat fără vicii, să nu mintă, să nu mă înșele. E foarte mult ce cer. Știu că e foarte mult, dar asta cer. Stați un pic, că până aici n-aș cere nimic, aiurea. Să vedem. Doamne ajută, că n-am... Nimic anormal. Nu mi se adică că nu e ceva de plasat. Și ce trebuie să mai facă băiatul ăsta? Să aibă frica de Dumnezeu în suflet. Adică să nu mă arunce pe scări, să mă omoare. În ideea în care să nu vă ia averea. Știi? Gen. Of, Doamne! Da, momentan am o iubire platonică, este un băiețel frumușel, drăguț și zic eu că e și cu mințel. Vă cunoaște? Da, logic. Da, okay. Ar fi culmea să nu ne cunoaștem și să ne iubim platonic. Chiar că m-ați făcut să arăt. Iubesc platonic, de ce? Pentru că dacă iubești platonic, nu păcătuiești. Și pentru că el este singur om din viața mea care nu mi-a cerut niciodată nimic, el bănuiește că-l iubesc pentru că am dat prea multe detalii ca să nu-și dea seama că nu înțelege publicul, pentru că publicul nu înțelege viața mea și dar acest băiețel cred că își dă seama. Na, dacă nu-și dă seama, atunci o să... Bau! Ai venit singur aici? Am venit cu colegul meu, Alexandru Spiridon. Te iubesc! E fratele meu spiritual cu care cânt. Cânti? Cânti. Da. Da, cântă cu mine, avem o trupă. E un artist polivalent, Mariana Calfa. Și cânt. Dar așa că aici am mai blocată. Și deci cânt, da. Artistă și de săvârșit. De câte ori pictez, trebuie să ascult muzică, așa că a trebuit să mă apuc și de cântat. Da, avem două albume, unul etno-pop și altul electro. Foarte tare simbioza între cele două. Mai da, mult da. Cea oltenească îmi place. Da, house, cum îl cânti? Cum se cântă? Ia. Deci eu am o melodie, se numește I'm Free, vă găsiți pe YouTube. I'm Free? Bună, repet. Ia, da. Bună pe YouTube. Ia, cum sună? Uite, pictează. Au găsit-o, vezi? Și aveți concerte? Da, păi noi cântăm, păi asta facem împreună. Beat drop. Sunt fascinat. Singură în 30 de camere, nu ți-e frică?
Nu mi-e frică, pentru că eu am lumea acolo în casă. Cineva îmi taie iarba, altcineva îmi face piața, altcineva îmi zugrăvește.